rând aș vrea să-mi spuneți ce-i cu atâta veselie aici, ce-i cu toți oamenii ăștia, pentru ce s-au strâns aici? Grădinițele 1 și 2, valul lui Traian, s-au gândit ca pentru prima dată într-un parteneriat educațional să realizăm un târg de toamnă, ținând cont de faptul că este perioada recoltei. Și am hotărât ca toți părinții, împreună cu copiii, împreună cu doamnele educatoare, să facem un lucru frumos și, în primul rând, util pentru toți copiii în prag de sărbători. De aceea ne-am gândit să facem târgul de toamnă cu vânzare, produse bio de la fiecare de acasă, înfrumusețate de copii, înfrumusețate de doamne, aranjate, etichetate, pictate unele dintre ele. Iar bănuții care se vor strânge vor bucura niște copii nevoiași de la noi din județ, dar din locurile unde sunt mai sărace localitățile. Ați avut zi să vă plimbați pe aici? Ce v-a tentat personal, ce vă tentează? De mâncare, de gustat, de băut? De mâncare, turtele m-au tentat, pentru că sunt o amintire dragă de la bunici care le făceau pe plită și atunci turtele care au fost calde au fost extraordinare. Restul, toate sunt foarte bune și îți vine să le mănânci pe toate, că sunt tot felul de dulcețuri, tot felul de gemuri și am văzut chiar lucruri deosebite, dulceață de ardei iute, care este de fapt un sos pentru diferite fripturi. Dar toate sunt extraordinare, toate sunt pregătite cu mare drag și toate sunt bune și prețul este rezonabil. Noi am spus unde, să nu plece nimic decât de la 5 lei în sus, ținând cont că toate au consumat timp, bani, energie și atunci am zis că 5 lei este un preț rezonabil de pornire. Madalina, ce ai mâncat tu astăzi aici? Ce ai văzut aici? Ai văzut niște fructe, nuci, plăcintă, ce ai găsit? Da. Da? Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Cocoșile, da. Da, ai cântat pe scenă? Da. Da, ce cântec ai cântat? Sunt o fată frumușică. Ești frumușică. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult astăzi aici? Aici, la prăjituri. Da. Ai văzut plăcintă, de exemplu, sau fructe? Da. Sau ce ți-a plăcut cel mai mult? Ai mâncat ceva? Da. Ce ai mâncat? Prăjituri. Da, și ți-a plăcut? Da. Da, mai iei și acasă? Da. O activitate inedită prin care nu numai copiii au făcut ceva alături de mămicile lor acasă, dar chiar s-au bucurat de roadele muncilor. Cum v-a venit această idee și ce se va întâmpla cu tot ceea ce se strânge din această locație? Campania pe care o derulăm noi în intervalul 11 noiembrie 6 decembrie se numește Ghetuțele Magice 2 și ne propunem să încălțăm efectiv 50 de copii din mediul rural, fără posibilități materiale, cu cizmulițe pentru iarnă, astfel încât să nu abandoneze școala. Și în timpul sezonului geros, să aibă cu încălțări călduroase să meargă la școală. Și în sprijinul nostru, în această campanie, au intrat 7 grădinițe și o firmă care ne vor ajuta să strângem fondurile necesare pentru a încălța copiii și a le dărui, bineînțeles, în cizmulițe și câteva dulciuri de Moș Nicolae. Ne bucurăm foarte mult că grădinița cu program normal numărul 1 din Valu și grădinița cu program normal numărul 2 din Valu au acceptat să intre în această campanie și să ne sprijine. Le mulțumim mult și pe 6 decembrie îi invităm pe părinți și pe copii să vadă rezultatul muncii lor la Centrul Maritim din Constanța, unde vom aduce toți cei 50 de copii și vom încălța efectiv cu cizmulițele. Vor rămâne cu siguranță o grămadă de alimente, de băuturi și așa mai departe. Ce se va întâmpla cu toate acestea? Ce aveți în plan? Grădinița a hotărât să le doneze către Fundația Project Romania Rescue, fundație care este acreditată de către Protecția Copilului Constanța și avem case de copii, de fete, aici în Valul lui Traian, o casă de băieții Mihail Cogălnicean, un after school la Murfatlar, un centru de zi în Constanța și copiii vor beneficia de aceste produse alimentare și borcane care ei la grădiniță le-au strâns pentru iarna. Cu siguranță sunt produse pe care eu și le-ar face o bunică acasă. Poate astfel de copii n-au gustat niciodată un astfel de produs, nu? Da, ei se bucură că sunt făcute de casă și de mână, pentru că noi fiind pe case de tip familial, acolo nu se gătește la fel ca într-o familie, dar ei se vor bucura de să se
le primească cu dragoste în seara aceasta.